Bine v-am regăsit la Lumea nu este cum crezi. Am mai adus vorba într-un clip mai de mult despre prognozele meteo pe termen lung. Acum aș vrea să privim acest lucru dintr-un alt unghi, așa că voi începe prin a vă întreba dacă ascultați uneori iarna prognoze meteo despre cum va fi vremea la vară sau invers, vara despre cum va fi vremea la Crăciun. În materialul de azi vreau să încerc să vă conving că dacă faceți acest lucru, atunci, de fapt, vă pierdeți vremea. Toată știința clasică se bazează pe ideea de determinism cauzal, idee care spune că tot ceea ce se întâmplă are o cauză. În sens larg, determinismul înseamnă că aceleași cauze produc întotdeauna aceleași efecte, sau cu alte cuvinte că toate evenimentele sunt determinate de alte evenimente care le-au precedat. O consecință a acestui fapt este aceea că dacă cunoaștem toți parametrii de care depinde la un moment dat starea unui sistem, putem calcula pe baza legilor naturii evoluția sistemului respectiv. Putem face predicții concrete despre stările prin care urmează să treacă sistemul respectiv. Această idee, în forma ei extremă, a fost formulată de Pierre-Simon Laplace în 1814 și a fost denumită demonul lui Laplace. Laplace a spus că dacă o minte extraordinară, echipată cu o memorie extraordinară, ceea ce azi numim demonul lui Laplace, ar cunoaște la un moment dat cu exactitate pozițiile și vectorii impuls pentru toate particulele care alcătuiesc acest univers, ar putea calcula, folosind legile naturii, legile mecanice, de fapt ar fi suficiente, în concepția lui Laplace, ce se va întâmpla în oricare moment al viitorului sau ce s-a întâmplat în oricare moment al trecutului. Deci în această concepție a determinismului clasic, tot ceea ce se întâmplă la un moment dat în univers determină ceea ce se va întâmpla în momentul următor, așa că toate evenimentele fac parte, de fapt, dintr-un lanț predeterminat de evenimente. Dar pentru că suntem în epoca dezvoltării inteligenței artificiale, să înlocuim demonul lui Laplace cu un super, super calculator, să-i spunem hipercalculator. Oare este teoretic, cel puțin realizabil, un astfel de calculator? Și dacă da, chiar ar putea să calculeze tot ceea ce s-a întâmplat și ceea ce se va întâmpla în univers? Se pot aduce multe argumente împotriva ambelor posibilități. Unele sunt legate de termodinamică, altele de mecanica cuantică, altele de comportarea haotică a unor sisteme. Dar eu vreau să vă propun un alt argument, unul care este legat de măsurare și de precizia cu care putem măsura. Ca să poată calcula ce urmează să se întâmple în momentul următor, hipercalculatorul trebuie deci să cunoască poziția și impulsul pentru toate particulele din univers. Dar pentru asta trebuie să existe o metodă de a face aceste măsurători. Și aici ajungem la prima dificultate. Cum poate exista o metodă prin care să măsurăm pentru toate particulele din univers poziția și impulsul la un moment dat? Cine și cum măsoară aceste proprietăți pentru particulele din aparatul de măsură, dar pentru particulele din calculator? Dar să presupunem că există o metodă prin care se pot măsura toate pozițiile și impulsurile particulelor care alcătuiesc întregul univers. Și atunci apare o altă dificultate. Orice măsurare se face între anumite limite de precizie. Nici o măsurare nu are precizie infinită. Să vă dau un exemplu. Să presupunem că am măsurat lungimea unui perete cu un aparat care are precizia de ordinul centimetrilor. Și să presupunem că am obținut valoarea 5,32 metri, adică 5 metri și 32 de centimetri sau 532 de centimetri. Apoi, măsurând același perete cu un aparat mai sensibil, care are precizia de ordinul milimetrilor, să presupunem că obținem rezultatul 5,324 metri.
s-a mai adăugat o zecimală. Dacă folosesc un aparat și mai sensibil, rezultatul va fi poate 5,3238 și așa mai departe. Observați cum fiecare aparat rotunjește valoarea la un anumit număr de zecimale, număr dat de precizia aparatului. Dar asta înseamnă că dacă vreau precizie infinită, trebuie să folosesc un număr infinit de zecimale. Ceea ce înseamnă că doar pentru memorarea unei singure valori am nevoie de o memorie infinită. Sigur, această dificultate poate fi la prima vedere înlăturată de mecanica cuantică. Adică mărimile fizice care descriu fiecare particulă a Universului fiind cuantificate, nu avem nevoie de un număr infinit de zecimale, pentru că există întotdeauna cea mai mică valoare pentru mărimea respectivă, cuanta, ceea ce numim cuantă. Și orice altă valoare a mărimii respective este un multiplu întreg al cuantei. Și la prima vedere, dificultatea a fost înlăturată. Dar este doar o rezolvare aparentă, pentru că trebuie să exprimăm cât mai precis cea mai mică valoare, cuanta. Și pentru asta avem nevoie din nou de un număr infinit de zecimale și am ajuns la aceeași problemă. Deci hipercalculatorul ar avea nevoie de o memorie infinită pentru a putea înmagazina datele de care are nevoie. Iar dacă datele conțin o cantitate infinită de informație, atunci și puterea de calcul a hipercalculatorului trebuie să fie infinită, ceea ce presupune că el trebuie să fie alcătuit dintr-un număr infinit de particule și astfel ajungem la un cerc vicios. Am văzut deci că nu putem măsura nimic cu precizie absolută, cu precizie infinită și acest lucru este una dintre cauzele pentru care demonul lui Laplace este o imposibilitate fizică. Dar dacă măsurăm tot ceea ce trebuie măsurat, cu o precizie limitată, dar foarte mare, nu putem oare în acest caz să prezicem ce se va întâmpla măcar aproximativ? Răspunsul depinde de ce fel de sisteme studiem. Pentru că există sisteme fizice care au o așa numită comportare haotică. În cazul lor, prognoza evoluției în timp este foarte dificilă. Vă voi vorbi despre două astfel de tipuri de sisteme. O categorie este cea a sistemelor fizice simple, dar puternic dependente de condițiile inițiale. Ele se mai numesc și sisteme cu comportare neliniară. Veți afla imediat de ce. Ce înseamnă puternic dependente de condițiile inițiale? Înseamnă că aceste sisteme au o evoluție în timp foarte diferită, chiar dacă condițiile inițiale se schimbă foarte puțin, insesizabil. Oamenii folosesc de multă vreme astfel de sisteme pentru a obține valori aleatorii. De fapt, fac acest lucru de mii de ani. De pildă, zarul. Chiar dacă ne străduim să producem la fiecare aruncare aceleași condiții inițiale, rezultatele vor fi foarte diferite. Să vedem! Cu toate că zarul cade doar de la o înălțime de 2 cm și din aproximativ aceeași poziție, rezultatele sunt foarte diferite. Un astfel de sistem se numește sistem neliniar, deoarece variațiile stărilor finale ale sistemului nu sunt proporționale cu variațiile stărilor inițiale. După cum vedeți, variații foarte mici ale stărilor inițiale au ca rezultat variații foarte mari ale stărilor finale. De aceea, astfel de sisteme se mai numesc și puternic dependente de parametrii inițiali. Un alt exemplu de fenomen puternic dependent de condițiile inițiale, pe care îl cunoașteți cu toții, este căderea unei monede. Chiar dacă avem grijă să cadă din aceleași condiții inițiale, rezultatele vor fi diferite. Dar eu vreau să vă dau un alt exemplu foarte interesant de sistem simplu, dar cu o evoluție aparent haotică. Și anume, este vorba despre pendulul dublu.
Acum puteți vedea mișcarea unui pendul dublu. Cu toate că această mișcare se poate descrie matematic pentru un anumit set de condiții inițiale, cele mai mici variații în aceste condiții inițiale schimbă complet evoluția sistemului. Asta înseamnă că existența unei soluții matematice nu ne ajută deloc în descrierea mișcării, deoarece nu putem măsura cu suficientă precizie parametrii stării inițiale. Evoluția în timp se îndepărtează foarte repede de cea calculată pe baza valorilor măsurate. Celălalt tip de sisteme care au o comportare haotică este categoria sistemelor foarte complexe. Evoluția în timp a unui sistem foarte complex depinde de atât de mulți parametri încât e imposibil să-i măsurăm pe toți. O altă problemă este aceea, în cazul acestor sisteme complexe, că mulți dintre parametri au o distribuție neuniformă în spațiu. Dar ce legătură au aceste sisteme cu comportare haotică cu prognoza meteo? Dacă vrem să facem prognoze meteo, trebuie să calculăm evoluția atmosferei. Dar atmosfera face parte din ambele categorii de sisteme cu comportare neliniară, cu comportare haotică. Adică este atât un sistem puternic dependent de condițiile inițiale, cât și un sistem de o complexitate extraordinară. Vă amintesc câteva dintre aspectele care dau această complexitate atmosferei. Atmosfera Pământului este alcătuită din peste 4 miliarde de kilometri cubi de aer, iar acest aer se găsește într-o permanentă mișcare, atât pe orizontală cât și pe verticală. În unele zone aerul se găsește deasupra apei, în altele deasupra uscatului. În unele zone este zi și soarele încălzește suprafața Pământului, în altele este noapte, iar aceste zone alternează în timp. Parametrii care caracterizează fizic aerul, cum ar fi temperatura, umiditatea, densitatea, presiunea, au o variație neuniformă, atât în spațiu cât și în timp. De asemenea, concentrațiile de dioxid de carbon, de ozon și de tot felul de alte gaze sunt diferite de la un loc la altul. Fiecare mișcare a unui volum de aer influențează mișcările volumelor de aer învecinate, iar la suprafața Pământului există miliarde de obiecte și ființe care se mișcă și care produc curenți de aer, care interacționează cu alți curenți de aer și totul devine de o complexitate extraordinară. Iar toate astea se petrec pe o planetă care este în rotație. Această complexitate fenomenală plus caracterul de sistem neliniar duce la apariția comportării haotice a atmosferei și mai duce la ceea ce se numește efect fluture. Are o consecință pe care o numim efect fluture. Efectul fluture se referă la faptul despre care am vorbit, că variații foarte mici ale parametrilor locali ai unui sistem pot să modifice dramatic evoluția în timp a sistemului respectiv. În cuvinte simple, efectul fluture spune că bătaia din aripi a unui fluture în, să zicem, Africa, poate să ducă la apariția în timp a unui uragan în America. Sau, dimpotrivă, să oprească apariția uraganului. Din cauza complexității foarte mare a atmosferei și a efectului fluture, nu se pot face prognoze meteo pe termen lung. Chiar dacă avem tot mai mulți sateliți care ne dau tot mai multe informații despre tot felul de parametri ai aerului, legate de presiuni, de mișcările aerului, de temperaturi, umidități și așa mai departe. Și chiar dacă folosim calculatoare tot mai puternice pentru a modela ceea ce se întâmplă, comportarea haotică nu va permite niciodată prognoze meteo pe termen lung. De fapt, este mai ușor să controlezi vremea decât să faci prognoze meteo pe termen lung.
Și acest lucru a început să se întâmple deja în unele zone și se va întâmpla tot mai des și pe suprafețe tot mai mari. Vom putea să controlăm vremea și atunci, da, vom putea fi anunțați că săptămâna viitoare, miercuri, de la ora 10 la 12, va ploua, pentru că agricultura are nevoie de această ploaie. Dar cu tehnologia pe care o avem azi, prognoza pe termen de 3 zile poate să atingă o probabilitate de peste 90%, dar la o săptămână ajungem deja la probabilități de ordinul 75-80%, iar pentru termene mai lungi de 10 zile, deja probabilitățile ajung la 50%, ceea ce înseamnă că la fel de bine putem să dăm cu banul. Ceea ce trebuie înțeles este că oricât de mult se va dezvolta tehnologia, oricât de multe date vom culege, oricât de bune calculatoare vom avea pentru a modela cursul vremii, tot nu vom putea face prognoze meteo pe termene lungi, cum ar fi de ordinul lunilor. Acest lucru este adevărat pentru orice sistem foarte complex și puternic dependent de condițiile inițiale. De aceea nu putem face calcule care să ne spună, de pildă, când va avea loc următorul cutremur de pământ într-un anumit loc al pământului sau când va avea loc următoarea criză economică. Dar chiar și în această comportare haotică, deși nu putem calcula ce se va întâmpla la un moment dat, se pot găsi niște reguli, pot să apară niște tipare. Din această cauză am pus semnul întrebării în titlul acestui material, după cuvântul haos, dar despre asta voi vorbi cu altă ocazie. În concluzie, când auziți pe internet sau la televizor astfel de prognoze, să știți că ele nu se bazează pe măsurători și modelări, ci dacă se bazează pe ceva, atunci se bazează pe statistici. Iar prognozele bazate pe statistici au și ele un caracter statistic. Asta înseamnă că pe baza statisticilor puteți obține doar probabilități care se pot aplica unui număr mare de prognoze și nu uneia singure. De aceea am spus că ascultând astfel de prognoze vă pierdeți timpul. Puteți obține aceeași probabilitate dând cu banul sau, de ce nu, aruncând zarul care să vă arate pe o scară de la 1 la 6 cum va fi vremea vara viitoare. Așa că dacă ați crezut că vă poate spune cineva la Crăciun cum va fi vremea la vară, atunci lumea nu este cum credeți. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!